17 decese și alte 467 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dintre acestea unul este de import din România. Totodată, din numărul total de cazuri, 19 sunt lucrători medicali. Acesta este bilanțul provocat de pandemia de COVID-19 în ultimile 24 de ore pe teritoriul Moldovei după procesarea a 1877 de teste. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul virus a urcat la 62.618 cazuri. Dintre acestea, 44.728 de persoane s-au tratat de infecție, în timp ce numărul total al celor decedați a ajuns la 1.478. Ministerul Sănătății îndeamnă toți cetățenii să respecte și în continuare cu strictețe distanța socială, să se spele cât mai des pe mâini, să evite aglomerațiile și să poarte mască în transportul public și în spațiile publice închise.